n-a zis, n-a apucat să vorbească despre el, deși ne-a vorbit foarte mult, două ore. Sunt și lucruri pe care nu le-a spus, de exemplu, de spovedaniile care se făceau în închisoare. Și la fel, spovedaniile se făceau la morse, așa cum, cum vă spunea părintele. Deci, dacă într-o celulă nu existau, nu exista un preot, și el era într-o altă celulă, ei comunicau prin, prin morse. Adică, se dădea un semnal, celălalt care vrea să spovedească auzea semnalul și se spunea așa, în momentul în care auzi semnalul, îți zici toate păcatele în gând. Ei știau asta, comunicația asta. După aia, când termina de zis toate păcatele în gând, dădea un semnal înapoi. În momentul ăla, părintele spunea rugăciunea de dezlegare a păcatelor și transmitea prin Moise că a fost dezlegat de păcat. Prin Moise, pardon. Așa, bun. După aia... Părintele Ioan sau toți? Părintele... Nu, nu. Deci, spovedanii făceau foarte mulți. Deci, nu un preot sau nu numai părintele spune. Da, toți preoții. Da, toți preoții făceau așa. Bine, erau și unii mai bine văzuți, erau și preoți care nu. Depinde. Acum nu avem doar câteva exemple aici. Cu Sfânta Părtășanie, iarăși, părintele n-a apucat să vă spună, în afară de modalitatea asta de a păstra Sfânta Părtășanie într-o bucățică de pânză, ei mai făceau biluțe de pâine. Și în biluța de pâine puneau bucățica aia de Euharistie, de Sfântă Împărtășanie, și o înconjurau așa, și după aia își dădeau biluțele de la unii la alții, bineînțeles, tot așa, se spovedeau înainte și se împărtășeau. Sau își ascundeau biluțele, de exemplu, la baie sau în diferite zone și spuneau, vezi că merge acolo, ai biluța acolo, o luau și se împărtășeau. Eu chiar vreau să vă citesc câteva mărturii din ceea ce zic ei. De exemplu, sunt foarte mulți care au spus așa, care au regretat faptul că au plecat de închisoare. V-am mai spus la acelea întâlnirile noastre. Vreau să vă scriu și aici, de altfel și părintele Bordașiu, când a fost eliberat, i-a fost pus în față o cerere prin care se spunea că este eliberat undeva într-un sat, de unde a fost prins el, sau în care el nu avea pe nimeni. Adică trebuia automat să fie dus acolo, dar acolo nu avea pe nimeni, nu cunoștea pe nimeni, nu avea acasă, nu avea nimic. Și a zis, păi, eu refuz eliberarea. Adică a preferat să rămână în închisoare. Până la urmă, prin voia lui Dumnezeu, gardianul care era acolo, a reușit să falsifice într-un fel o hârtie de aia și l-a întrebat, dar tu până la unde vrei? Că zic, vreau la București. Și până la urmă i-a completat și l-a trimis la București. Bun. De asta avem mai multe aici care, mai mulți deținuți politici, care au regretat că au ieșit din închisoare. Eu uitați ce spun. Părintele Calciu vorbește despre întâlnirea cu Marcel Petrișor. M-am întâlnit din nou cu Marcel. Ne plimbam foarte mult. Vorbeam, ne simțeam foarte bine că suntem liberi și ne simțeam fericiți. Dar să știți că ne-a bântuit nostalgia închisorii. Și este un sentiment general. Nostalgia închisorii. Poate pentru că, pe de o parte, timpul îndulcește contururile faptelor și memoria selectivă, dă la o parte ceea ce ți-aduce suferință și ți-aduce în minte lucrurile bune și chiar hazlii. Odată ce ieși din închisoare, nu mai ții minte chiar așa puternic toate chinurile, ci se mai îndulcesc. Și totuși, vorbeam cu Marcel și ne întrebam de ce ne este nouă dor de închisoare. Și vorbeam și cu ceilalți tineri care se uitau la noi ca la niște nebuni. Căci cum poate să-ți fie dor de închisoare? Cum poți să ai nostalgia închisorii? Dar era un fenomen adevărat. Adică nu este meritul nostru, al tău sau al meu, că avem nostalgia închisorii, ci pentru că, așa cum am spus, acolo era ceva mai mult decât viața. Nu știu ce era. Că și pe urmă, în libertate, noi ne-am ajutat tot timpul, ne-am iubit tot timpul. Când am fost arestat a doua oară, Marcel m-a susținut tot timpul, nu m-a părăsit. Am avut o relație de prietenie și de dragoste tot timpul între noi. Dar era atunci altceva pe lângă aceasta. Nu aș putea să explic ce. Cred că era un mod de viață pe care nu-l puteam avea afară. Chiar dacă am fi prieteni până la moarte, chiar dacă ne-am iubit unul pe altul până la moarte, e ceva, un element care lipsește. Să fi fost o presiune a perspectiva morții? Nu știu. Asta e mărturia părintele Calciu. Vă mai dau o altă mărturie. Părintele Constantin Voicescu spune așa.
Deci după mai mulți ani de închisoare, timp în care a suferit cumplit din cauza unui TPC osos, își va aminti cu nostalgie că la Târgu Ocna a fost totuși o viață frumoasă. Ia uitați ce spune, ci că un prieten i-a mărturisit pe drumul între două închisori, ci că mai tică, mi-e așa dor de Târgu Ocna. Chiar dacă lucrul acesta pare o nebunie, totuși Părintele Voicescu ne explică. Îl înțeleg, pentru că acolo a învățat ce înseamnă libertatea. Deci toți cei care au suferit în TMC, sau mai ales cei care au avut și darul ăsta de a mărturisi și de a se ruga puternic înaintea lui Dumnezeu, au spus că au cunoscut libertatea în închisoare. Și să vedeți mai jos, într-o altă mărturie, ce spune Virgil Maxim? Că închisoarea îți creează condiții aparte. Celula devine chilie de rugăciune. Hrana, foarte puțină și de slabă calitate, prilej de asceză. Izolarea, lepădare de bunurile și bucuriile vieții. Prilej de trăire în sărăcie, curăție și feciorie. Necunoscutul, că nu știai niciodată ce se întâmpla, ați văzut, puteai să fii trimis într-un loc în altul, puteai să fii izolat, puteai să fii... Deci necunoscutul, prilej de încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ascultarea cere un superior duhovnic, în paranteză, căruia să-i te supui. Și Dumnezeu ne-a oferit și acest dar prin prezența preoților. Făceam ascultare și față de programul impus de stăpânirea lumească. Act de pedagogie divină, în care voia ta intra în chip conștient în subordinea voiei divine. Adică a acceptat toate condițiile pe care le-au pus închisoarea ca pe o formă de așeză într-o mănăstire. Adică tot ceea ce autoritatea de stat, prin gardieni și șefii închisorii, îi obligau pe ei să facă, îi considerau că e ascultare de la, să spunem, Părintele Sareț. În ghilimele, în sensul că, băi, tot ceea ce îmi spune să facem, facem. Pentru că așa ne-a spus și Dumnezeu. Dați cezarului și al cezarului. Faceți voia lui și dați lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Da. Să vă mai zic o altă mărturie. Ia uitați ce spune domnul Ilie Tudor, tatăl lui Tudor Gheorghe, în cartea Aiut de Aiut, deci că mi-e dor de Aiut. Aș vrea să mă duc măcar o zi la Aiut să trăiesc atmosfera de sfințenie care era acolo. Îmi luasem angajament când eram în închisoare, că atunci când voi ajunge acasă să postesc. După ce am venit, am păcătuit mai mult ca înainte. Diavolul te atinge exact unde ești slab. Era stare de sfințenie acolo. Se făcea rugăciune permanentă. La rândul său, Părintele Dimitrie Bejan, după îndelungi ani de cazne, va mărturisi unor frați de altar că foarte frumos am trăit în pușcărie. Regret părinților că am ieșit din închisoare. Tot timpul îmi pare rău. Aș fi vrut să mor acolo. Părintele Dimitrie Bejan mai întărește ideea asta și în cartea Bucuriile Suferinței. Ia uitați ce spune Părintele Ioan Ioan. De altfel să știți că Părintele Bordașiu nu v-a spus, dar tatăl Părintele Bordașiu, preot, ca și dânsul, bunicul, adică tatălui dânsului, la fel preot, deci tatăl părintelui, împreună cu tatăl părintele Ioan Iovan, deci el și cu părintele Ioan Iovan au copilărit într-un sat din județul Bihor. Deci tații lor au fost cei care au participat la Unirea de la 1918 și sunt cei care au format Garda Națională Românească. Era o gardă împotriva unei oarecare grupări militare ungurești care veneau prin sate și umărau pe preoți și nu mai țin minte exact care era motivația. Oricum, ceea ce e foarte interesant e că, să știți că Părintele, așa a vrut Dumnezeu, a avut legături cu foarte mulți oameni. Ați văzut, v-a zis de Părintele Arsenie Boca, de înalt Antonie Plămădeală, de Părintele Gala Galaction, care a tradus și Sfânta Scriptură, de Părintele Ioan G. Coman, de Părintele Galeriu, care era acolo cu el, de toți cei de la Rugul Aprins și i-a spus pe toți, Părintele Daniel Sandu Tudor, Părintele Săneloae, Felix Dubneac, Părintele Andrei Scrima și toți ceilalți. Plus, după aceea, Părintele are și doctorat, ați văzut, a reușit să vorbească două ore la 91 de ani, aproape condiție perfectă, fără întrerupere și cât a fost la Paris, la fel, l-a cunoscut pe Paul Evdokimu, pe... Nu mai țin minte. Știu că e o listă întreagă de personalități care au trecut prin viața Părintelui. Și bineînțeles că asta
l-a marcat pozitiv și l-a încărcat. Așa, părintele Ionivan spune așa. Își va aminti cu nostalgie și regret de... Deci părintele își va aminti cu nostalgie și regret de înalta trăire după muncească de închisoare. Și zice... Nu pot și nu vreau să uit închisoarea. Acolo am trăit cele mai înălțătoare momente spirituale din viața mea. Acolo m-am născut a doua oară și Dumnezeu mi-a dat să trăiesc nenumărate minuni ca să-i cunosc puterea. După anul 1964 am fost anchetat și închis de 3 ori. De fiecare dată am regretat că am ieșit. Așa. Părintele Crăciun Oprea spune așa. În închisoare era mai tentantă bucuria aceea harului în urma jertfei noastre decât gândul la eliberare. Ia să vedeți ce zice domnul Traian Popescu, inginer. După ce trecuse prin cruntul experiment Pitești, prin anchete draconice, în urma cărora a încercat să-și pună capăt zilelor, avea să-i destăine într-una din cărțile sale memorialiste că de-a lungul detenției a avut parte de atâta fericire ca urmare a solidarității camaraților de crez și pătimire, încât, acum urmează citatul, mi-a prilejuit momente de neuitat pe care niciodată nu le vom mai retrăi. Avea dreptate bunul meu prieten Dan Gheorghiu, care mărturisea odată că este dor de ajută. Era dor de acea insulă a suferinței. Numai că exact în acea insulă a suferinței s-a ascundea Dumnezeu în spatele acelei suferințe. Și mai am aici o ultimă mărturie, tot la Traian Popescu. Este nebunie să-ți fie dor de ceea ce te-a mutilat, de ceea ce ți-a ucis cei mai buni prieteni, de ceea ce ți-a înghițit ireversibil anii tinereții. Și acum ascultați aici concluzie. Aceasta este nebunia crucii, că până și în suferința cea mai atroce, ea aduce bucurie. Și știți că spune Sfântul Apostol Pavel că așa a binevoit Dumnezeu să mântuiască lumea nu prin înțelepciune, ci prin nebunia crucii. Asta e nebunia crucii. Ca în toată suferința pe care o suporți în lume din cauza credinței tale de Dumnezeu, prin toată împotrivirea lumii față de Dumnezeu, Dumnezeu scoate din ea bucurie. Bun. Acum, ca să nu intru prea multe detalii, că nu mai avem timp, vreau să vă citesc puțin cum se făceau liturghiile în spovedania și împărtășania. Ia să vedeți. Să vă și la liturghie. Am găsit și liturghie. Am aici materiale de vorbesc 3 zile, dacă vreți, dar e mai bine că a vorbit Părintele. Ia să vedem. Într-o mărturie a Părintelui Constantin Vălcescu, spune așa. Într-un post al Sfintelor Paști, Părintele Arhimandrit Benedict Ghiuș, la o anumită oră comunicată anterior, a dat dezlegare prin morse celor care atunci, la acea oră, își mărturiseau păcatele în gând. Sunt sigur, acea spovedanie a fost valabilă. Dacă a existat un botez al dorinței, desigur că există și o spovedanie și o cuminicare a dorinței. Să mai citesc încă una. Nu aveai voie să comunici în celulă cu celulă, dar noi totuși comunicam. În timpul postului mare, preoții care erau solicitați stabileau un cod de transmitere prin perete, că la ora cutare se va rosti molitva și majoritatea sau cei care găseau că este necesar lucrul acesta, îngenuncheau, își făceau analiza sufletului dinainte. Fiindcă toți priveam tot timpul în sufletul nostru ca să descoperim multe păcate pe care le-am făcut fără să ne dăm seama. Și ne mărturiseam înaintea lui Dumnezeu. După ce trecea un timp, iarăși se dădea semnalul și se citea rugăciunea de dezlegare. Dumnezeu a vrut ca să pătrundă Sfânta Împărtășanie în închisoare. Atunci preoții au făcut sub forma unor pilule de cocă de pâine, introducând în fiecare pilulă Sfânta Împărtășanie. Se transmitea de la etajul 1 la etajul 2 prin sfoară. Acolo era împărțită pe etaj și se transmitea la cât mai mulți. Acest moment al împărtășaniei se făcea cunoscut printr-un anumit semnal. Știam rugăciunile dinainte și de după împărtășanie, iar preoții rosteau dezlegarea. Mai am o mărturie tot cu Sfânta Împărtășanie. Foarte frumoasă. E vorba de mărturia părintelui Liviu Brânza. Spune așa. Tot așa. Vorbește de felul în care s-a atenționat pe Moise. Morse. Ca prin minune am găsit asupra mea cusută într-un colț de haină o fărâmitură de Sfânta Împărtășanie. Am cusut-o în colțul unei batiste
Și aveam în felul acesta Sfântul Antemis, socotind că această fărâmă de cuminecătură înlocuiește Sfintele Moaște, care se cos în pânzătură ca să devină Antemis. Preoții în altar, știți când slujesc, au o pânză așa, pe care e cusută punerea mormânta Mântuitorului. Pânza aia are în spate în buzunăraș și în buzunăraș ăla se pun Sfinte Moaște, de mucenici, nu orice Sfinte Moaște. Ca să arate că Sfânta Liturghie se face numai pe sângele martirilor. E, pentru că ei n-aveau în închisoare Sfinte Moaște sau Antemis, atunci Părinte Liviu Brânzaș a găsit o bucățică de Sfântă Împărtășanie. Nu știu unde a găsit-o, probabil de la preot sau nu explic aici. A luat bucățica aia și a cusut-o într-un buzunăraș mic pe o cârpă și a considerat-o că e Sfânta Împărtășanie. Că e Sfântul Antemis. De fapt, era mai mult decât Moaște, pentru că era însuși Hristos acolo. Și pe pânza aia făcea Sfânta Liturghie. Adică, povesteau noaptea cum stăteau întinși pe pat, n-aveau voie să doarmă numai cu fața la ușă, cu mâinile scoase pe din afară și puneau sub pătură, își puneau pânza aia, pe pânză puneau bucățică de pâine și, cum v-a zis și părintele, puțin vin sau apă sau ce găseau ei, apă cu marmeladă sau ceva, pătura trasă deasupra și făceau toată liturghia în gând. Vă spuneam, ca preoți. Și la sfârșit, binecuvântau darul și transformau în trupul sângele Domnului. Și apoi luau biluțele, făceau și le transmiteau mai departe. Și, ba mai mult, la un moment dat, cred că o să vă citesc chiar aici, să vă citesc la Sfintele Liturghii, erau, ia uitați ce spune aici. Aici, din cei condamnați cu mulți ani de temniță, eram martirii pe pieptul cărora săvârșeam noi, bandiții, 3-4 preoți, Sfânta Liturghie. Deci se săvârșea Sfânta Liturghie direct pe pieptul unor deținuți. De ce? Pentru că, în general, ei nu mai aveau nimic de pierdut. Ori erau condamnați pe viață și nu aveau ce să le mai facă, mai mult decât atâta. Ori erau foarte bolnavi și urmau să moară. Și atunci acceptau lucrul ăsta. Se puneau ei în risc. Cum să vă zic eu? Din punctul ăsta de vedere, e cea mai frumoasă continuare a martirului creștin din primele 300 de ani ai creștinismului, să faci Sfânta Liturghie pe trupurile unor oameni care au mărturisit pe Hristos în neamul nostru și din cauza asta ei sunt acum întemnițați. De fapt, e continuare a martirului. Acum, să vă mai zic în continuare ce spunea aici la... Bun. De acum, la Sfânta Liturghie, pe care ca text o săvârșeam zilnic, când era vorba de împărtășit, procuram vin din cel tainic de la farmacia penitenciarului. O să vedeți că sunt diferite povești, pentru că unii erau întemnițați la Iud, unii la Pitești, unii la Gherla, unii la Târgu Ocna. Și erau diferite situații. Unii puteau lua pâinică, unii puteau lua vin, la unii vineau gardienii și le aduceau, la unii, nu știu. Unii au fost întemnițați între 48 și 50 sau 60 când regimul era foarte puternic, unii au fost întemnițați după 64 când s-a dat decretul ăla și regimul era mai blând. Și de aia, de exemplu, părintele Liviu putea să procure de la farmacie. Așa, procuram de la farmacia penitenciarului, alături de bucata de pâine, în ghilimele, rația zilnică, pe care le puneam pe Antemis și slujeam în felul acesta Sfintele Taine. Dacă aveam în cameră vreun turnător, făceam sfințirea noaptea, cu Antemisul și elementele pe pieptul meu, stând în pat pe spate și acoperit cu pătura. Odată făcută Sfânta Împărtășanie, intrau în funcțiune parașutele, ca să o trimitem la toate etajele, pentru fiecare în câte o punguliță, din care cel ce o primea de la fiecare etaj o împărțea pe orizontală. Se făceau zilnic pilule de pâine frământată, în care se punea o fărâmă de sfântă cuminecătură, ajungând în felul acesta la mai mulți. Cuminecarea, Euharistia, urma același ritual cu bătăile pe țeavă. La primele bătăi se făcea rugăciunea, la următoarele bătăi fiecare înghițea pilula sau Euharistia. Iar la bătăile de la urmă știau toți că, în calitate de preot, rostesc rugăciunile de după Sfânta Împărtășanie. Era o adevărată biserică. De aceea am spus că dacă aș mai trăi 100 de ani de activitate fără, n-aș putea egala ceea ce am făcut în anii de închisoare ca preot pentru binecăjiții de acolo. E vorba de Părintele Zosim Oancea. M-am zis greșit prima oară. Părintele Zosim Oancea, pentru cei care au fost în tabără, știți că la Sibiu e cel care a făcut muzeul de icoane pe sticlă.
iau tasima, e o mărturie la spovedanie. Despovedit, ne-am spovedit tot timpul în închisoare, la morse. Ne-am și cuminecat la iud, veneau făcute Sfânta Împărtășanie, fărămate în pâine, băgată în cocolașe mici. Bun. Asta vedem aici, dacă mai am să vă zic ceva la... Sunt foarte multe mărturii despre cei care au transformat celula în chilie și cum fiecare și-a asumat această viață duhovnicească. Ia uitați ce zic. Paradoxal, în temnițe comuniști au creat condițiile cele mai sigure pentru ca oamenii să se lase de plin în voia lui Dumnezeu. Fără să-și dea seama, comuniștii, în fuga lor de a-l opri pe om să se închină lui Dumnezeu, de a mărturisi credința, au creat cele mai bune condiții ca omul să-l lase în voia lui Dumnezeu. Adică să se apropie cât mai mult de el. Înfometarea, izolarea, frigul, umilințele și bătăile au creat în sufletele întemnițaților o nevoie acută de comunicare cu Dumnezeu, prin rugăciune pentru a nu claca psihic. A văzut cum spunea și părintele, nu exista deținut politic, adică om pe nedrept adus în închisoare, care să fie ateu. Pentru că suferința te forța practic să cauți soluții undeva. N-aveai nicio relație cu exteriorul, trecutul nu ți-aducea nicio bucurie pentru că era doar de familie și tot, viitorul era incert, mai aveai 10 ani sau 20 de închisoare de făcut și atunci singurul lucru era să găsești o soluție în prezent, să te gândești la ceva. Și atunci era întoarcerea în sine, să te duci în sufletul tău, să începi să te rogi. De aia, chiar și deținuții care ne-au... Deci ați văzut cum povestea doamna Galina la întâlnirea trecută, că au fost oameni care s-au rugat în închisoare atât de mult și așa frumos încât după aia când au ieșit afară, pentru că nu mai exista suferința care să-i constrângă să caute o soluție, s-au depărtat de Dumnezeu. Adică nu de tot, nu au devenit atei. Dar au început să trăiască lumește. De asta, într-un fel, suferința i-a ajutat foarte mult pe oameni să se curățească de patimi. Iată ce mai spune. Rămas singur, continui lupta împotriva... Da, rămas singur, continui lupta împotriva marului dușman care este frigul. M-am înfășurat, e vorba de mărturia părintele Liviu Brânzaș în cartea Raza din Catacombă. M-am înfășurat cu pătura în spate și mă plimb într-una. Pătura este murdară și aproape transparentă de veche ce este. Înfășurat în ea par un monah. Îmi spun, iată, am îmbrăcat rasa aspră de călugăr. Se împlinea sub această formă intenția mea din vara trecută de a merge la Mănăstirea Neamțu. Îi și destinuisem această intenție părintului Petru Plumbaș, nou paroh de la Finiș. Consider această celulă drept chilia Mănăstirii Neamțu spre care am năzuit. Nicăieri ca în temniță, mai ales în cele bolșevice, nu există condiții mai severe de viață. Viața ascetică se trăiește cu intensitate maximă, post perpetu, prin înfometare, condiții aspre de dormit, cu o pătură zdrențuită, pe prici sau chiar pe beton, adică pe pat sau pe beton. Izolare totală față de lume, fără nicio legătură cu familia. Universul vieții este redus la dimensiunea unei celule obscure. Prin aceste condiții, celula închisorii devenea cea mai autentică chilie de mănăstire. Deci, cu adevărat, nici psihiatrii nu erau așa de constrânși și nu stăteau atât de izolați precum stăteau cei de acolo. Pentru că ei mai puteau ieși din, să spunem, peșterile lor să vadă natura, să se bucure de păsărele. Cum spunea părintele Cleopa, el făcea Sfânta Liturghie cu păsărelele din pădure. Deci, așa, tot părintele spune că mai târziu în marile închisori, mai ales la iud, voi regăsi la foarte mulți frați de suferință ideea că celula închisorii este chilie de mănăstire. În acest fel, întemnițarea era considerată un dar divin. Iar executarea condamnării, un stadiu necesar pentru renașterea sufletească și o școală eficace pentru a deveni un luptător creștin desăvârșit. Ia uitați ce spunea capitanul legiunii, Zelea Codreanu, spunea, stau aici pentru păcatele mele. Virgil Maxim spune, Dumnezeu iubindu-ne, văzând gândul și strădania noastră de a sluji, ne-a pus în condiții care ne dădeau posibilitatea să-i oferim o ființă integral purificată, trup și suflet,
spre jertfire. Vedeți ce, ce frumos acceptau suferința? Nu știu dacă noi la cea mai mică cădere sau de obicei la suferințele mai mici sau mai mari vedem lucrurile așa, ca pe o modalitate prin care Dumnezeu ne curățește, vrea să ne, ne dea o ființă curățată de păcat. Mai zice Domnul Virgil Maxim aici, cine a trăit în acest sens, adică cine a văzut suferința ca purificatoare, a câștigat mari daruri sufletești. Cine n-a înțeles intenția divină, a fost neliniștit sufletește, muncit de gândul claustrării, al foamei și al terorii, alarmat de situația celor din familie. Unii aveau atitudini protestare, uneori cutezătoare, expunându-se la sancțiuni care au dus chiar la moarte. Alții, neancorându-și întreaga ființă în Dumnezeu, au căzut în deznădejde și s-au prăbușit sufletește, învinuindu-L chiar pe Dumnezeu de nenorocirea în care se află. Cutezătorii s-au aruncat sub securea călăului deznădăjduiți, iar călăul i-a primit în brațe deja morți. Încă o mărturie, domnul Virgil Totoescu spune în cartea Iudule, Iudule, Iudul a rămas o pagină excepțională în viața noastră, în viața celor de acolo, și un ecou deosebit în afară și pentru ceilalți, pentru că preocupările noastre spirituale n-au putut fi înfrânte. Cum a zis și părintele, au încercat din toată puterea lor să-i îndubitocească pe oameni și din potrivă n-au reușit pentru că s-a transformat Iudul într-o mare universitate. De altfel, vă mai spuneam la o altă întâlnire că temnițele erau pline de cei mai mari oameni ai României. Miniștri, academicieni, profesori universitari, cercetători, toți mari, toată elita României era în temniță. Și șansa era ca studenții, la fel și ei închiși cu sutele și cu miile, au avut șansa să aibă cei mai mari profesori din țară, chiar cu ei în celulă, să doarmă cu ei, să vorbească cu ei și să învețe toată înțelepciunea. Așa, am suferit de foame, de fric, dar legătura cu Dumnezeu n-am rupt-o. M-a ajutat pe mine și pot spune și pe ceilalți, ne-a ajutat Dumnezeu să transformăm celula în chilie. La rândul său, părintele Iustin Pârvu susținea într-un interviu că primii 2 ani din Iud au fost pentru mine cea mai liniștită perioadă din viața mea. Mult mai liniștit decât la mănăstire, unde veneam 1 milion pe zi, probabil. A fost singurul loc din viața mea în care am avut și eu timp de o pravilă, de un canon de rugăciune mai intens. Că altfel tot restul vieții a fost o continuă hărțuială. Aveam un program alcătuit de rugăciunea Doamnei Iisus, e preasfântă răscătoare de Dumnezeu și paraclisul Maicii Domnului. Aici am învățat să mă rog și frumusețea acelei rugăciuni n-am mai trăit-o niciodată în libertate. Și o zic toți care au trecut prin temniță, n-au mai avut niciodată intensitatea rugăciunii în viața lor de zi cu zi, așa cum au avut-o în temniță. Ăsta e creștinismul nostru. Numai în suferință ies toate la iveală. Nu prea ne convine, dar cam asta e. Bun, ia să văd dacă mai avem ceva să mai... Cât e? E 9 fără... Mai stăm 50 minute și gata. Mai dă ceasul. Rugăciunea în timpul torturilor. Să vedeți ce frumos. Făceau candela rugăciunii și ei. Cum sunt și astăzi atâtea parochii în care se încearcă rugăciunea asta. Adică... cineva din... În permanent cineva din parohie să roagă. Cum faceți părintele aici? Cum să faceți? Am iur în Belgia. De acolo apoi, din Belgia. Ia uitați să vedeți mărturie ce frumos. Să vă citesc exact. Așa. La Târciorul Nou, închisoarea copiilor cu suflet de crin, s-a desfășurat un program intens de rugăciuni. Mai cu seamă, în preajma Crăciunului din anul 1949. Astfel încât După închidere, începea cea mai frumoasă parte dintr-o zi, a nopții. Primită cu temere, propunerea de a realiza o candelă vie a fost acceptată cu mare bucurie. Această rânduială duhovnicească începea la ora 9 seara și se realiza un fel de ștafetă a rugăciunii. Fiecare, în ordinea de pe plici, adică de pe paturi, rostea în taină, în genunchi s-a culcat pe spate, cu mâinile pe piept, un acatist, un paraclis și rugăciunile personale, și ca încheiere o rugăciune pentru toți cei în suferințe, pentru neamul românesc și pentru toate neamurile, pentru prieteni și vrășmași, pentru vii și pentru morți. Dura cam o oră. Până la ziua, ștafeta se întorcea de unde plecase, candela vie arzând într-o întâmpinare a mirelui Hristos în sufletele tuturor, la orice oră din noapte. Efectele rugăciunii ale întregului program erau extraordinare. Pe fețele tuturor era o lumină îngerească.
povesteau că făceau și candela rugăciunii de 3 zile permanent. Adică de 72 de ori. Câte ori fiecare. Și reușeau să se înduiască în felul ăsta. Eu credeam că asta cu candela vine, e ideea acum de în 2013, dar măcar. Așa. Ia să mai vedem. Am mai găsit ceva frumos. Ce spune domnul Nistorman în cartea Sfinții pe care i-am întâlnit. Spune așa. Spunea unul rugăciune, Tatăl nostru de pildă, altul născătoare de Dumnezeu, următorul crezul. Știți cum era rugăciunea? Dacă aveai câteva minute libere în care nu se discuta și era liniște, făceai rugăciune. De 5 minute, de 2-3 minute, de 1 minut sau doar de câteva secunde. Toată lumea se retrăgea în sine și se ruga. În grup sau individual. În total, rugăciunea putea să ia 10%, 20% sau chiar 50% din timpul unei zile. Aici, la Jilava, oamenii își făceau rugăciunea stând lungiți pe pat cu fața în sus. Erau grupuri în care rugăciunea dura și câte 3 nopți. După ce termina unul rugăciunea, îl trezea pe celălalt. Vezi că ești la rând cu rugăciunea. Iar acesta, după ce a terminat, îl trezea pe altul și așa mai departe. Mergea zi și noapte rugăciunea. Și se rugau în toiul nopții pe rând. Nu 5-10 minute, ci cât putea fiecare, o oră, două. Astfel, legătura cu Dumnezeu prin rugăciune era permanent întreținută. Și la canal am făcut lucrul acesta de mai multe ori. Eram obosiți morți, dar pentru că lucrau, era lagăr de muncă. Și când aveau în camere, nu mai puteau să trezească așa ușor. Dar te sculai, te controlai să nu adori și să nu se rupă astfel lanțul de rugăciune. Te trezeai bine, spuneai rugăciunea, apoi îl sculai pe celălalt și numai după ce te asigurai că e treaz și că a început să se roage, puteai să-ți continui somnul. Așa se făceau rugăciunile în pușcărie. Multe lanțuri de rugăciune s-au organizat și în lagărul de la Capul Midia, iar cei care participau la aceste lanțuri de rugăciune erau oamenii blânzi, drepți, curați, de caracter, tăcuți și muncitori, corecți cu ei înșiși și cu cei din jurul lor, corecți în muncă. Mai am o mărturie foarte frumoasă a doamnei Nicole Valerii Grosu, o știți probabil, cei care au fost în tabără, am văzut filmul cu binecuvântat de fie închisoare. Nici femeile deținute politic nu au stat mai prejos decât bărbații. De pildă, într-o noapte pascală de Paște, după ce s-au sărbătorit învierea Domnului cu multă emoție, s-a născut obiceiul unui lanț de rugăciune. Rugăciunea începea la ora 5 dimineața și se termina în miezul nopții, printr-o rugăciune comună. Fosta deținută politic, Nicoleta Valeria Grosu, descrie programul de rugăciune astfel. În timpul zilei, fiecare urma să se roage, în liniște, timp de 10 minute. Acest lucru cerea o foarte mare putere de concentrare, dat fiind zumzetul vocilor din dormitor. La miezul nopții, atunci când undeva în depărtare se auzea sunând o sirenă, Mislea era închisoare de femei, aflându-se în apropierea celei mai bogate zone petrolifere din România, cea care constituia ultima veriga lanțului, ne scura pe toate. Coboram fără zgomot din paturi. Spațiul era mic și nu era multe. Această înghesuială ne unea însă și mai mult pentru rugăciunea de la miezul nopții. Celor ce se rugau devenea tot mai mare. Inclusesem în el două evrece care ne spuseseră că doresc și ele să se roage Dumnezeului lor. Ne bucuram de orice suflet ce venea spre noi și ne rugam împreună. Tema rugăciunii noastre era mereu alta. Odată ne rugam pentru familiile noastre, altădată pentru deținuturile din dormitor, pentru cele de la carcere, pentru toți cei din închisoare, pentru deținuții din închisorile, din toate închisorile, pentru mântuirea sufletelor celor ce ne osândeau, pentru eliberarea țării. Făceau candela vie pentru cei care chiar acolo le osândeau. Aceste ore de rugăciune, de rugă în comun, ne-au făcut un bine uriaș. Ele încununau opera cuvântului lui Dumnezeu care pătrusese în gândirea fiecăruia. Era un gest firesc de care aveau nevoie o mulțime de suflete unite și solidare într-o aceeași credință și speranță. Să știți că s-au făcut și botezuri, chiar părintele Nicolae Steinhardt a fost botezat în închisoare. Ați văzut că data trecută ați auzit de femei care nășteau, erau femei însărcinate, deținute politic, și nășteau în închisoare. Și copiii erau botezați chiar acolo, când se putea și dacă se putea. S-au făcut și pomeniri de morți, de exemplu la canalul Media, cred că am aici, ia uitați.
în cap, în lagărul Capul Media, acolo unde era, unde zilnic munceau câte 4-5 deținuți din pricina foametei și a muncii de exterminare, preoții făceau slujbe de pomenire pentru fiecare dintre martirii și eroi răposați. Slujbele la care asistau 3, 4, 5 până la 10 deținuți. Fiind lagăre de muncă, nu puteau fi, probabil, așa ușor păzite. Erau așa de mulți gardieni și ei își permiteau să facă lucrurile astea. Pentru că ei pentru asta au fost să le închiși. Că mărturiseau credință, deci altfel n-ar fi avut voie. Bun. Făceau și taina Sfântului Maslu. Deci, așa, ca o mică concluzie, închisoarea nu i-a oprit pe cei care au fost la temelia neamului nostru să-și mărturisească credința și să se apropie de Dumnezeu și unii de alții. Și a găsit Dumnezeu mereu modalități ca să-i susțină. Am uitat să vă zic un lucru. Avem aici în spate o urnă în care puteți să ajutați pe Părintele Antipa de la Athos. Părintele are cancer și vreau să aibă operație. Data viitoare, adică peste 2 săptămâni... Am o întrebare. Da. Sunt unele lucruri din închisoare care pot să mi le explic. De ce nu se întâmpla o singură dată sau în Părtășani, sau se întâmpla rar și era excepția. Dar din tot ce s-a prezentat, erau lucruri care se întâmplau mereu. De ce nu codul Morse sau lanțul rugăciunea, nu știu ce. Cum se puteau întâmpla? Adică înțeleg că cam tot timpul se întâmplau lucrurile respective și cum de nu erau oprite. De exemplu, mă așteptam la țările de calorifer să le taie sau nu știu. Adică nu mi se pare așa de complicat dacă vreau să le oprească. Nu înțeleg cum puteau să le facă ani de zile, la rând. Nu-mi explic. Nu știu, nu și-am dat seama. Foarte nu, erau turnători. Erau turnători care povesteau. Se știa totul. Deci, cei care... Au fost mulți deținuți care credeau că... De exemplu, Părintele Dumitru Zamisnicu spunea că nu s-a așteptat să știe atâtea lucruri. Când s-au deschis dosarele securității, se vedea că se știa că ei fac liturghie, se știa că se roagă, se știa tot. Numai că nu puteau să se împotrivească așa total. A văzut că, bun, îl punea pe unul la carceră sau la izolare, dar putea să-i pună pe toți. Nu? Că erau 3 camere de izolare sau una. Ei aveau 300 de deținuți, putea să-i pună pe toți, putea să-i bată pe toți odată. Și în felul ăsta, na, reușeam să fac asta. De tăiat țirile la calorifere, nu știu dacă s-au gândit acum. N-am găsit nicio mărturie despre asta. Mai puțin la calorifere, adică mai putea. Nu. Nu mi se părea un pericol. Nu, dacă îi prindea comunicând, îi pedepsea. Chiar pe loc acolo. Și sau erau turători care îi prindeau în gând și atunci mai erau bățaie. Dar riscau, pentru că nu aveam altă bucurie decât să comunice unii cu alții. Bun. Acum, peste 2 săptămâni, cu binecuvântarea Părintelui, tot o altă întâlnire o să avem aici. Tema o să fie chinurile pe care le-au suportat cei din temnițele comuniste. Acum, nu știu cât o să fiți de încântat de tema asta. Nu e o prezentare în care arătăm toate torturile lor, ci o modalitate de a vedea că au reușit să treacă prin toate și am aici chiar și mărturii cum se rugau în timpul chinurilor. Cum erau bătuți, chinuiți și chiar în momentul în care erau bătuți, ei rezistau. Vreau să vă citesc chiar una, dacă îmi permiteți, de la Virgil Maxim, care spunea că el nu avea atâta bucurie în timp ce se ruga, încă nu mai simțea suferința de la trup. Stai să văd dacă găsesc rugăciunea de obște. Deci, o să vorbim nu neapărat de chinuri, ci de felul în care au trecut ei peste ele și de cât de mult ne plângem noi de durerile de astăzi. Dacă o găsesc, dacă nu găsesc. Așa, am găsit. Rugăciunea în timpul torturilor. Ia să vedem. Ia uitați ce spune, că am văzut oameni rugându-se în genunchi, ore în șir, cu mâinile împreunate, chiar în celulele unde apa nu se taie niciodată în formă lichidă, adică era gheață pe jos. Virgil Maxim, uitați ce spune, că în această perioadă mă rugam în mine lui Dumnezeu să pot rezista să mor necompromis. Adică să nu fac compromis cu
gardienii și cu regimul. Era ca o nebunie plăcerea de a mă simți torturat. Deci era ca o nebunie plăcerea de a mă simți torturat. Așa rezistam la cele mai îndelungate și mai feroce schingiuiri. Faptul îi uimea pe torționare, alte ori îi indigna, întărâtându-i în răutate. Chinurile trupești nu-mi destrugeau rezistența morală. Atunci mă puneau în așa zisele poziții care aveau ca scop să mă obosească din punct de vedere nervos. Șezând cu picioarele întinse și cu mâinile pe genunchi, cu ochii țintă într-un bec sau privind la vârful picioarelor, fără să închizi ochii. Rugăciunea inimă era puterea salvatoare în toate aceste suplici. Așa, eu vreau să cam găsesc. Fostul deținut politic, Doru Novakovici, după 12 ore de anchetă draconică, cu bătăi de o violență extremă aplicată de celebrul Gheorghe Enoiu, în urma cărora a fost adus pe targă în celulă, arată în memoriile sale imensul suport moral pe care l-a constituit rugăciunea. Și acum citez. De multe ori în această noapte, de 6-7 octombrie 1959, am spus Tatăl nostru. Efectul rugăciunii era imens. Sufletul mi-l simțeam din nou tare, iar corpul nu conta. Putea să suferi și să-l doară cât poftește. E fantastică chestia asta. Da. Deci despre asta o să vorbim. Cum au reușit ei să transforme toată suferința și chinurile astea în scară către Dumnezeu. Iar peste alte două săptămâni o să vorbim despre sărbătorirea învierii în demnițile comuniste. Avem mărturii foarte frumoase. Sperăm că poate și data viitoare să avem un invitat, poate și peste 4 săptămâni să avem un invitat, pentru că mai sunt oameni care au suferit în temnițe și încă sunt în viață. Sau, de exemplu, avem o persoană care a scris despre prigoana polițiștilor, a tuturor celor care au suferit din poliția română, din miliția română. Nu, de toată țara vorbește și e un subiect pe care l-am tratat foarte puțin. Domnul respectiv, i-am uitat numele, dar o să vă zic la vremea potrivită, chiar lucrează astăzi în poliția română, e istoric și am vrea să-l invităm să vină cu mărturii pe care noi habar nu avem de ele. Pentru că avem impresia că milițienii, așa și era, milițienii erau niște oameni fără studii, ba, s-a tăiat bancuri pe seama lor că sunt proști și analfabeti, dar ideea era tocmai asta, pentru că în momentul în care s-a instaurat regimul comunist, toți cei care au putut să pună opoziție sistemului, au fost dat la o parte. Adică toată conducerea poliției și cu toți oamenii care aveau un oarecare caracter, dat la o parte. Și au fost chemați în conducere oamenii din clasele de jos. Și de asta am ajuns noi, după 50 de ani de comunist, să spunem că milițienii sunt polițiști, sunt proști, pentru că era tot mâna regimului comunist. Bun. Vă mulțumesc mult pentru atenție și... facem o rugăciune? Sau cântăm ceva? Cum este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi este cernice, Părinte, binecuvântați. Tu nu ești Dumnezeu, fac să fac și să iubire de oameni, totdeauna acum și pururile am și în vecii vecii. Amin.